În cadrul campaniei umanitare Un ajutor mic pentru un suflet necăjit, tinerii liberali împreună cu Gheorghe Ștefan, copreședinte al PNL Giurgiu, au mers cu daruri acum în preajma sărbătorilor pascale și la persoanele adulte instituționalizate în Casa Comber. Astfel, prin gestul lor, liberalii au reușit să aducă zâmbetul pe chipurile unor oameni necăjiți de soartă, oameni care au mare nevoie de sprijinul autorităților și al comunității locale. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vreau să vă mărturisesc că inițial am vrut ca aceste acțiuni să le desfășor cu modestie și într-un anonimat total, pentru că așa consider că trebuie să plece din inimă, din suflet, asta și fac. Însă am revenit asupra deciziei, v-am invitat și pe dumneavoastră să fiți alături de mine și încă o dată vă mulțumesc, pentru că doar așa putem să conștientizăm opinia publică giurgiuveană, factorii de decizie politici și administrativi la nivelul județului, că avem foarte multe probleme cu persoane nevoiașe, asupra cărora instituțiile îndreptățite văd că nu prea se apleacă și nu studiază problematica lor. Nu mă voi opri aici, o să mai merg și în alte locații cu aceleași probleme. Gestul nostru este unul sigur mic, mărunt, e o picătură de apă, dacă vreți, într-un ocean, din punct de vedere al problematicii persoanelor nevoiașe. Județul Giurgiu este bine știut că este un județ, unul dintre cele mai sărace județe din punct de vedere al PIB-ului pe locuitor. Problemele sociale sunt enorme, în ciuda faptului că, totuși, am spus-o și repet, județul este unul dintre cele mai bogate județe. Însă, trebuie să recunoaștem că bogăția este împărțită disproporționat și sunt foarte mulți cei care au, care n-au și bogăția județului împărțită în mâinile câtorva persoane. Nu vreau să... Sper ca și aceste persoane să, măcar acum, în săptămâna mare, să se aplece, să se îndrepte, nu neapărat cu pioșenie, că asta ține de sufletul și educația fiecăruia, dar să se aplece asupra problematicii persoanelor nevoiașe din județul Giurgiu. Tinerii liberali nu se află la prima acțiune de acest gen. De-a lungul anilor, ei au fost implicați în multe campanii, fie umanitare, fie sportive sau culturale. Am inițiat această campanie în special pentru familiile nevoiașe din sudul județului Giurgiu, în special cele din mediul rural, dar și din orașul Giurgiu. Ne îndreptăm atenția către aceste familii, întrucât în această perioadă majoritatea vor să dăruiască și vor să aducă un zâmbet celor nevoiași. Așadar, am inițiat campania umanitară de Paște din acest an. Am strâns cele necesare și am venit în prima zi, am fost în comuna Roata de Jos. Astăzi este deja a doua ediție, a doua zi a campaniei. Am venit la centrul Comber, unde sunt persoane cu dizabilități și am vrut să le aducem și acestor un zâmbet, o bucurie. Și vom pleca în continuare către comuna Frătești și către mâine, către comunele Oinacu și Vedea. Ce așteptări aveți de la această campanie? În primul și în primul rând ne dorim ca nu numai cu ocazia acestor sărbători oamenii să-și îndrepte atenția către aceste familii nevoiașe. Vrem să facem din aceste acțiuni să devină o tradiție în cadrul organizației noastre de tineret și să aducem de fiecare dată, ori de câte ori putem, să aducem o speranță, o bucurie către acestor familii necăjite. V-ați implicat și în alte campanii, nu doar în preajma sărbătorilor? Sigur că da, am inițiat campaniile umanitare, le inițiem ori de câte ori avem ocazia, am făcut o campania umanitară pentru de Moș Crăciun, aceasta este cu ocazia Paștelui și probabil că vor urma și altele. Astfel de acțiuni umanitare vor continua și în viitor, nu doar în preajma sărbătorilor creștine.